Un bărbat de 25 de ani din județul Neamț a fost reținut ieri de polițiști după ce a furat numai puțin de 44.000 de euro dintr-o locuință din orașul Tismana. Acesta a fost depistat de oamenii legii la mai bine de o lună de la furt. De la data de 16 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă a Lipej Gorj, o tânăr de 25 de ani din comuna Iscusești, județul Neamț, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că în cursul lunii decembrie 2019, tânărul ar fi sustras suma de 44.000 de euro din locuința unor rude din orașul Tismana. În cursul zilei de astăzi, tânărul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptei, precum și a recuperării prejudiciului.